dacă vreo penalizare să-mi spuneți. Nu este, vă rog, vă ascultăm. Mă, oameni buni, sub umbrela pandemiei, nu vorbim doar de acest miliard pe vaccinuri, că sunt 50.000 de doze în plus, Câțu la vremea respectivă a ridicat datoria publică a României cu aproape 10%. Toate cheltuielile s-au făcut sub umbrela pandemiei. Ceea ce discutăm în seara aceasta, așa a apărut până acum, doar dozele de vaccin. Eu le-aș pune mai departe, izoletele, măștile, la suprapreț, ajunsese 8 lei, 10 lei o mască de câțiva bănuți până la urmă, măști neconforme, achiziții peste achiziții, achiziții de utilaje, de fabrici care să fabrice măști, care n-au fabricat niciodată. A fost un dezmăț financiar la umbrela pandemiei. Asta este realitatea. Da. Eu acum n-am ce să comentez, că eu înțeleg pe doamna Buzeon, dar ar fi trebuit să se delimiteze, să spună, dom'le, hai să vedem care este cursul anchetei, hai să vedem dacă sunt miniștrii noștri vinovați, poate dânsii s-au opus, nu au vrut să achiziționeze aceste vaccinuri. Am înțeles că ministrul finanțelor de la acea vreme nu a dorit să semneze acele documente, că banii au fost transferați din trezoreria statului fără nicio semnătură. Sunt multe aspecte. Da. Dar dincolo de chestiunile astea pe care le-ați adus în discuție, o secundă, doamnă deputat. Dincolo de chestiunile acestea pe care le-ați adus în discuție, domnule Lungoci, privind măștile, izoletele, fabricile de măști, spațiile în care se plătea chirie impresionantă pentru a fi depozitate măștile cumpărate la un preț foarte mare, câte și mai câte, eu aș vrea să discutăm despre vaccinuri, că alea sunt alte dosare. Ăla cu Pițurcă și cu cine mai era. Deci, dacă România a cumpărat de 4 ori mai multe vaccinuri decât numărul de cetățeni. Și Marea Britanie a cumpărat de 7 ori și Germania iarăși de nu știu câte ori. Deci e o problemă în România și nu e o problemă în toate celelalte țări. Vă rog. Nu terminasem propoziția sau fraza, că n-am mai numărat numărul de predicate. Vă rog, acum vă ascult. Am văzut după un an de campanie de vaccinare. Care este apetența românilor să se vaccineze? În populație, în societate, 40%, 45%, 50%, tras de păr, hai, 52%. Păi tu când știi că asta ți-e cererea, că asta e societatea noastră, asta este cultura noastră, nu poți comanda în continuare vaccinul, că așa ți-a spus cineva. Eu nu pot să cred că premierul de la acea vreme, premierul PNL, Câțu, așa i-a zis lui cineva de la Comisia Europeană că trebuie să cumpere el atâtea vaccinuri. Eu nu cred că a fost obedient și a plecat cu capul acolo. Că până la urmă, da, e premierul României. Păi a fost obedient și a plecat capul acolo. Nu cred că a venit cu intenția clară de a devaliza economia României, de a ne aduce la asta e interesantă teoria asta. Deci